Principalul rău în Republica Moldova este corupția, exclamă recent ambasadorul Americii la Chișinău într-o prelegere publică în fața studenților de la drept. I think people anticipated a lot more progress. Ceea ce afectează cel mai mult Republica Moldova este eșecul guvernării de a lupta cu corupția. Partea bună este că ambasadorul celei mai democratice țări din lume merge în fața viitorilor judecători și îi avertizează despre răul pe care îl poate provoca fenomenul corupției. Partea rea este că despre corupție, ambasadorii și toți cei care strigă pe la toate colțurile că Moldova este coruptă, știu despre corupție doar din statistici și rapoarte. Ei puțin știu și nici probabil nu doresc să cunoască mai mult decât atât. 88% din cetățeni consideră că țara merge într-o direcție greșită. Situația reală este atât de gravă încât deja și așa zisa elită politică de la noi a înțeles că fenomenul a ieșit de sub control. Această justiție controlată cu decizia instanțelor de judecată luate înainte ca procesul să înceapă. Ceea ce se numea acum câțiva ani corupție, astăzi deja se numește mafie. Șmecherii și criminalii au perfecționat sistemul atât de bine, încât astăzi statul nu mai are nici instrumente și nici putere de a stârpi corupția. Agresorii și-au supus toate structurile statului și le folosesc doar în scopul de a pune laba pe ceea ce nu le aparține. Doar în ultimii 5 ani, aproape 500 de întreprinderi au fost atacate și lichidate de raideri. Unele au fost vândute sau preluate de agresori, iar altele stau să zacă fără niciun rost, întrucât au fost distruse la comanda concurenților. Deci, cum funcționează corupția? Sau, cu alte cuvinte, cum procedează mafia de stat ca să distrugă un agent economic? În acest video o să vă demonstrăm pe etape schema de preluare a unei afaceri. O să luăm un exemplu real și o să vedeți care este rolul în acest clan mafiot al șefului Moldova Gaz Alexander Gusev, cu ce a contribuit fostul deputat Valeriu Guma la atacul Raider, cum a procedat dubioasa judecătoare Nina Cernat și ce mită amețitoare a luat ea pentru a lichida întreprinderea și mulți alți actori importanți care au îngenunchiat economia țării. Deci vorbim despre un caz real. Fabrica de cărămidă Anchir din satul Chirca, Aneminoi, este cea mai nouă fabrică din Moldova specializată în producerea cărămizii. În doar 2 ani de activitate, fabrica a devenit o întreprindere de top. Lunar plătea la stat impozite de 1 milion de lei. Oferea peste 200 de locuri de muncă cu un salariu mediu de 6.000 de lei. Nu avea niciun leu datorie față de furnizori. Era orientată la export cu contracte în Rusia și România, deținătoarea certificatului de export în Uniunea Europeană. Nici renumita criză economică nu a atins activitatea acestui agent economic. Și asta până în ziua când fabrica a intrat în atenția agresorului. Atacul de preluare a afacerii a început cu primul contact. Agresorul a venit la proprietarul fabricii, Nicolae Îndoitu, și i-a cerut să cedeze 50% din acțiuni. Propunerea agresorului a fost evident refuzată. Imediat s-a dezlănțuit iadul. Sau, în termeni juridici, imediat s-a dezlănțuit corupția. Într-un mod absolut inexplicabil, de activitatea întreprinderii s-a arătat interesat fostul procuror general adjunct Eugen Rusu. Acesta a început să atace întreprinderea prin diferite scrisori adresate partenerilor de afaceri ai întreprinderii, dar și instituțiilor de stat. Toate scrisorile aveau același conținut în care se făcea trimitere la pretinse controale a activității companiei. Toate scrisorile vizau punerea piedicilor în activitatea întreprinderii și au culminat cu solicitări clare de retragere a licenței acesteia. Rusul nu s-a limitat la scrisori. Acesta personal participa la descinderi la întreprindere, o practică ieșită din comun. BMW-ul cu numărul de înmatriculare RMP090 a fost mașina de serviciu a lui Eugen Rusu. Acesta venea pe teritoriul întreprinderii însoțit de angajații de procuraturii generale și de băieți rași pe cap, dotați cu arme și cătușe. Scenele rupte din sălbaticii anii 90 aveau scopul de a intimida conducerea și angajații fabricii. A doua etapă a atacului Raider este blocarea activității întreprinderii. Aici partener al agresorului devine Alexander Gusev, șeful Moldova Gaz.
Gusev acceptă condițiile și sumele propuse de agresor și începe atacul. În anul 2010, Moldova Gaz, profitând de faptul că este monopolist pe piață, inventează motivul că pe linie ar exista o avarie. Trimite o echipă de intervenție de la subdiviziunea Ialoveni Gaz, care fără să avertizeze conducerea fabricii, așa cum prevede legea, întrerupe furnizarea gazului. Planul agresorului a reușit, fabrica s-a oprit și nu mai producea nicio cărămidă. Imediat, întreprinderea pierde un contract cu România și un alt contract care prevedea furnizarea cărămizii în Rusia pentru construcția complexului olimpic de la Sochi. Conducerea fabricii încearcă să riposteze și a obținut de la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică o serie de hotărâri prin care furnizorul de gaze naturale era obligat să reia furnizarea gazului, întrucât nu au existat motive de deconectare. Dar nimeni nu s-a grăbit să execute aceste hotărâri. Odată ajunsă în blocaj, fabrica acumulează datorii. Datorii la salarii, datorii la fisc, datorii față de furnizorii de apă și electricitate și chiar față de Moldova Gaz. Totodată, fabrica nu mai avea nici cu ce achita creditul contractat de la Banca de Economii și investit în modernizarea utilajului. Acum, când uzina nu mai avea capacitatea de a activa, agresorul a avut toate condițiile să lanseze ultima etapă a planului său, declanșarea procedurii de insolvabilitate și respectiv de lichidare a întreprinderii. La bază stă numai Ialoveni Gazul. Ei te dau la bancrotizare, la insolvabilitate, în permanență lor te fie de tort, ei stâng să bagă în proces tehnologic. Datoriile create artificial au împins întreprinderea în capcana agresorului, care a comandat atacul Raider. Acesta îi cere lui Gusev să treacă la ultima etapă, preluarea afacerii prin procedura de insolvabilitate. Gusev îi dă ordin lui Nicolae Barbăscumpe, care conduce întreprinderea Ialoveni Gaz, să depună o cerere de insolvabilitate la Curtea de Apel Economică Venger. În paralel, agresorul implică și inspectoratul fiscal, condus de Ion Prisăcaru. Șeful fiscului acționează printr-un subaltern al său, Sergiu Silvestru, care conduce secția managementului reverențelor și insolvabilității, dar care mai este și fiind economie a lui Prisăcaru. Prin acțiunile lor comune, Moldova Gaz și fiscul înlătură proprietarii fabricii din fruntea întreprinderii și o predau în mâinile a două persoane străine. Prima este administratorul insolvabilității, Irina Silvestru, care este fina de economie a lui Ion Prisăcaru, dar printr-o coincidență suspectă este și juristul Moldova Gaz. A doua persoană este prietenul lui Gusev, Nicolae Barbăscumpe, care conduce Ialoveni Gaz. Acesta a devenit președinte al Comitetului Creditorilor. După lege, participanții la procesul de insolvabilitate trebuie să ajute fabrica să iasă din datorii. Dar Silvestru și Barbăscumpe au alte indicații de la agresor. Ei scot la vânzare fabrica cu 3 milioane de lei, deși aceasta are o valoare de 10 de milioane. Fabrica urma să fie vândută într-un termen cât mai rapid. Însă planul raiderilor a fost dat peste cap de către proprietarii fabricii, care au avut curajul să se implice în luptă cu agresorul și l-au împiedicat să vândă fabrica. Văzând că nu pot vinde fabrica, raiderii au pornit pe altă cale. Au numit în martie 2012 un alt administrator, Ion Cuceriavă. Anume, din acest moment a devenit clar în interesul cui acționează toate personajele implicate în atac. Ion Cuceriavă reprezenta oficial interesele societății pe acțiuni Macon, un alt mare producător de cărămidă și concurent direct al fabricii Anchir. Fabrica Macon din Chișinău, condusă de Valeriu Stratan, este primul interesat de lichidarea concurentului din anii noi, dar mai ales de preluarea carierelor cu materie primă. Imediat după ce ajunge administrator al fabricii, Cuceriavă-i începe la comanda agresorului vandalizarea uzinei. În câteva săptămâni, de pe teritoriul întreprinderii, au dispărut 35 din cele 50 de unități de tehnică. Acestea au fost efectiv furate de la întreprindere. În urma activității sale, Cuceriavă i-a creat intenționat un prejudiciu de 21 de milioane de lei. În consecință, la cererea proprietarilor fabricii, Cuceriavă a ajuns să figureze chiar și în câteva dosare penale pentru furt, dilapidări de fonduri și falsificare de acte. Însă până astăzi, hoțul rămâne nepedepsit. Asta pentru că Procuratura Generală
A ascuns toate dosarele și nimeni nu s-a interesat de crima comisă față de această fabrică. Prejudiciul provocat întreprinderii de Raider până în 2014 este estimat la 285 de milioane de lei. Au furat de pe teritoriu undeva peste 2 milioane de cărămide care erau aici, în preț de vreo 5 milioane. Tehnic care au fost scoase de pe teritoriu. Și dus? Dusie în direcții necunoscute. Noi am găsit în carieră la Soroca tehnică. Închipuiți dumneavoastră, tehnica care era gajul băncii, ei au fost scoase și duse de pe teritoriu. Trimiși la pământ de loviturile agresorului, angajații întreprinderii n-au cedat. Prin proteste, conferințe de presă și acțiuni în judecată, au reușit abia în vara anului 2014 să restabilească parțial controlul asupra întreprinderii, iar în toamna celorlași an să oblige prin judecată Moldova Gaz să reia furnizarea gazului. Pe jumătate distrusă și plină de datorii, fabrica urma să ajungă la faliment în doar câteva săptămâni, după care proprietarii singuri s-ar fi văzut nevoiți să o scoată la vânzare. La acest scenariu se aștepta agresorul. Însă, degeaba, cei 200 de angajați care 3 ani au stat fără lucru s-au mobilizat și s-au apucat de treabă. În doar 2 luni de activitate, fabrica a reușit să stingă datoriile față de fisc și față de o serie de creditori. A achitat toate facturile pentru gazul consumat și chiar a început să plătească în avans pentru gazul încă neconsumat. O practică ieșită din comun, impusă fabricii de către Moldova Gaz. Am mai investit încă o dată bani și o readus întreprinderea și ea astăzi produce și o achitat absolut leuț în leuț. Nu este datoare pe 2014. Luând în vedere și asta, Ilovin Gazul, Cuanin Gaz și Moldova Gaz, o grămadă de pretenzii. Văzând că fabrica începe să-și revină, agresorul reia atacul prin intermediul structurilor de stat. Inspectoratul fiscal condus de Ion Prisăcaru organizează 3 controale la uzină, fără să prezinte vreo motivare. Apoi a urmat un control din partea Departamentului Revizie și Control al Ministerului Finanțelor. Au mai urmat 3 percheziții organizate de poliție și procuratură, fără a prezenta un document care le-ar permite acest lucru. Numeroasele controale au avut loc în doar 4 luni de activitate. Este curios faptul că toate instituțiile nu căutau urmele unor fraude sau încălcări, ci căutau actele de constituire a întreprinderii cu ștampila în original și o serie de documente care constituie secretul comercial al fabricii. Controlele au fost însoțite de un nou atac din partea Moldova Gaz. La doar 3 luni după reluarea activității, în mod inexplicabil, Ilovin Gaz, la indicația lui Gusev, iarăși întrerupe livrarea gazului. Cei 200 de angajați ajung din nou pe drumuri. La cererea lor, Agenția pentru Reglementare Energetică convoacă o comisie specială pentru a analiza situația. La ședințele acestei comisii, conducerea Ilovin Gaz nu avea niciun argument. Iar ca să-și justifice acțiunile, șefului Ilovin Gaz, Nicolae Bărbăscumpă, prietenul lui Gusev, recurge la un nou gest criminal și falsifică un act oficial, fapt care devine motiv de intentarea unui dosar penal. Cu toate acestea, falsul și minciunile nu au trecut. Comisia convocată de ANRE constată că nu a existat temei pentru debranșarea fabricii și obligă din nou furnizorul să reia livrarea gazului, lucru care se întâmplă cu multă întârziere și cu încălcarea legii. Astfel, în mai 2015, fabrica din nou începe să lucreze. Mai rămânea puțin și achita toate datoriile față de creditori și mai avea un pas până la ieșirea din procedura de insolvabilitate. La un moment dat, angajații întreprinderii au crezut că agresorul a cedat și i-a lăsat în pace. Însă liniștea lor a durat foarte puțin. În luna iunie 2015, agresorul trimite din nou Moldova Gaz la fabrică să deconecteze gazul. Angajații, sătui de atâta hărțuială și de ilegalitate, au ieșit împreună și au blocat accesul bandiților la punctul de deconectare. Atunci au răsunat primele amenințări că va fi deconectat tot raionul la Neminoi, numai ca fabrica să nu lucreze. În любом случае отключаем газ. Даже если не здесь, то в другом месте. Мы отключим его.
În acea zi, fără gaze naturale, au rămas 7 localități. Situația era una tensionată. Localnicii se revoltau, iar ca să îi liniștească, oamenii lui Gusev și slugile agresorului umblau prin sate și împărțeau câte 100 de lei oamenilor sau câte o butelie de gaz la gospodărie, doar ca sătenii să nu se revolte împotriva Moldova Gaz. Da, au dus cu bați până marți. Dacă aveți... Balonuri, aveți plită balon, atalectică. Balon aduc ei... Compensare la 100 de lei la... Da, 100 de lei la fiecare om, compensare. Asta nu mă va mai zice, vedeți. Dar noi de om, e că nouă, cum? A venit omul la poartă. Gazovic, fie. Eu n-am știut. Totuși, cazul a ajuns în presă și premierul de atunci, Kiril Gaburici, s-a văzut nevoit să se implice. La scurt timp a fost reluată furnizarea gazului, atât în sate cât și la fabrică. Dar scurtă a fost bucuria angajaților. Peste câteva zile, fabrica a fost asaltată de un desant, înarmat cu pistoale, grenade lacrimogene și arme Kalashnikov. Autorul atacului Raider a aruncat nervos toate forțele. Angajații ai Ministerului de Interne, firme de pază și securitate, persoane suspecte din lumea interlopă, angajați de la Moldova Gaz și chiar reprezentanți de la fabrica de cărămide Macon. Această armată a luat la bătaie tot ce au găsit în cale, femei și bărbați, iar principalul acționar al fabricii a fost pus la pământ și încătușat. Voi forță fiți care se ață pe armă! Tu nu trebuie să vii cu armă aici! Atunci a fost ultima zi când fabrica a mai lucrat. A fost ziua când 200 de angajați ai fabricii au luptat corp la corp cu corupția și cu mafia de stat. Au fost efectuate mai multe expertize medicale care au constatat leziuni corporale grave și medii suferite de angajații fabricii. Aici au intrat, aici i-au pus automatul, aici i-au pus automatul, iată aici, și s-au întors în partea asta, ia, și s-au aici. Oamenii au sărit să-și apere unica lor sursă de existență, pe care mafia de stat încearcă să le-o fure. N-am folosit arma! Voi cei de la conducere, lăsați-ne să lucrăm acasă, să fim alături de copii și de familie. N-am pișine să lepăt copiii că plecăm în țări străine. Noi vrem să fim alături de copii. Noi vrem, nu mai pe mâine să auzăm că copiii se droghează sau copiii se plecați pe alte drumuri. Noi vrem să fim alături și ne-au dat oamenii locuri de muncă. Suntem mulțumiți de toate astea. Dar Moldova Gaz nu ne dă voie să lucrăm. Nu-i Donetskă! Aici nu-i Donetskă! Se încalcă orice drept a muncitorului de aici și nu numai a nostru, dar a toți care lucrăm aici, pentru că nu putem lucra normal. Una, două vin și stânga, n-au nicio pricină. E tot, totul e achitat, totul se face conform legilor, dar ei vin cu armele asupra noastră, vin, ne înjură, ne îmbrăcesc, nu știu cum să mai trăim în țara asta. Băi, este lege în țara asta! Noi n-am să stăm cu mâinile în jos, am să mergem până la urmă, tot colectivul. Dacă noi luptăm, înseamnă că luptăm pentru ceva, luptăm pentru locurile noastre de muncă. Dacă cum știm la noi în țară, când au venit la guvernare, ne-au promis locuri de muncă. Dar de unde? Văd că mai multe întreprinderi se închid sau se falimentează cu tot. Noi avem acest loc de muncă și trebuie pentru dâns să luptăm. Dacă voi am trebuit să o adverg, tu s-a întrebat și ca te el cu arme împotriva la oameni.
Roșia e înșit cu oameni. Plictisit deja de rezistența opusă de acești oameni, agresorul la scurt timp pune în funcțiune instrumentul letal, justiția. Aici în schemă intră judecătoarea de la Curtea de Apel Chișinău, Nina Cernat. Totul se întâmplă cu o viteză amețitoare. Ialoveni Gaz depune o cerere în judecată care urmărește lichidarea fabricii Anchir. Nina Cernat trece de partea agresorului, începe procesul și ia o decizie care presupune lichidarea fabricii. Proces la care conducerea uzinei nici nu a fost invitată ca să se poată apăra. Practic, în câteva clipe, judecătoarea Nina Cernat, depășindu-și atribuțiile și încălcând legea, hotărăște soarta a unei întregi fabrici cu 200 de angajați. Apropo, din cauza deciziilor sale controversate, a numeroaselor dosare pierdute la CEDO și a luxului în care trăiește, Nina Cernat a fost numită în presă judecătoarea coruptă. Oare să fie adevărat că, pentru decizia de a lichida fabrica de cărămidă, ea ar fi fost răsplătită cu 20.000 de euro? Este o întrebare la care procuratura trebuie să caute răspuns. Angajații fabricii au atacat decizia ei la Curtea Supremă. Acolo s-a constatat că este prea clară și evidentă crima și decizia Ninei Cernat a fost casată. Iată un citat din argumentarea Curții Supreme. Instanța de recurs consideră concluzia instanței de insolvabilitate ca fiind una eronată și emisă cu încălcarea normelor de drept procedural. Ca să evite un scandal de proporții, Nina Cernat a scris cerere și benevol s-a retras din acest dosar. Dar înainte de a pleca, ea a scos fabrica de sub controlul proprietarilor și a transmis-o înapoi în mâna agresorului. Astăzi, fabrica este blocată. La conducerea ei stă un grup de persoane care au participat la atacul armat din luna iulie. Este vorba despre reprezentanți ai uzinei Macon, oameni controlați de finii lui Ion Prisăcaru de la FISC și reprezentanți ai Moldova Gaz. Când au preluat fabrica, aceștia nu au relansat procesul de producere, dar au început procedurile de vânzare a uzinei cu tot cu carierele sale, lucru pe care de mult îl aștepta uzina Macon. Agresorii au organizat deja 4 ședințe, 10 octombrie, 27 octombrie, 16 noiembrie și 27 noiembrie. Este important de subliniat că și aceste adunări au fost ilegale. Niciuna din ședințe nu a fost confirmată de judecătorul insolvabilității Nina Cernat, care anterior a refuzat să se mai ocupe de acest caz. Sub numele ei stau semnături ale unor persoane necunoscute, fapt care constituie o infracțiune penală. Dar se pare că agresorii n-au frică de lege. Cu toate acestea, ei sunt foarte atenți și se păzesc. La toate cele 4 adunări, bandiții au fost însoțiți și apărați, culmea, de echipaje ale poliției, lucru ieșit din comun. Chiar și fostul comisar al raionului Ialoveni, Vecislav Matei, venea la adunări cu acest jeep ca să asigure protecție hoților. Așa arată ultima etapă a unui atac raider, când angajații și proprietarii întreprinderii urmăresc neputincioși cum agresorul le ia ceea ce le aparține. După cum ați văzut în acest exemplu, pentru a distruge o întreprindere este nevoie de un agresor care comandă atacul, este nevoie de guzev care paralizează întreprinderea folosind Moldova Gaz și este nevoie de Prisăcaru care pune în funcțiune finii săi, soții Silvestru, pentru a sufoca întreprinderea. Angajații fabricii fac apeluri disperate în toate instanțele și organizațiile străine, dar se pare că agresorul are oameni peste tot. Acesta poate manipula cu justiția, acesta poate controla presa, acesta poate dicta procuraturii, acesta are în buzunar structurile statului, iar corupția este al doilea său nume. De cele mai multe ori, atacatorii sunt fie persoane cu funcții de răspundere, fie persoane cu influență. În cazul Anchir, un rol important îl are fostul deputat Valeriu Guma, care, potrivit proprietarilor fabricii, ar dirija din umbră întreaga schemă mafiotă. El face acest lucru în schimbul unei mari sume de bani, încasată de la fabrica de cărămidă Macon, în schimbul distrugerii fabricii Anchir. Gruparea responsabilă de distrugerea și lichidarea fabricii Anchir este compusă din adevărați killeri de afaceri. Ei au în lista lor circa 500 de victime.
Pentru orice eventualitate, atenționăm investitorii și oamenii de afaceri să se ferească de acești oameni care sunt membrii unei scheme mafiote de distrugere a economiei.